Welcome, boys, astăzi înapoi la Profa Bolunda de Mate. O trecut ceva vreme, boys, dar mi-a fost dor să-i facem niște farse bolunde la profesoara asta turbată, boys. Unde-i capul de ceapă, boys? Again? Suntem întorși aici, sunt aici, doamna profesoară. Înainte să începem o farsă bolundă, boys, ce-ar fi să dăm păstă uăci cu câte ceva, cu un ou, ia că te la... I se vede numai nasul! Și că dezgustător, mai ia unul atunci, doamnă, babă! Tu ce nu trebuia, boys? Ok! Nu știu că pot să dau acolo, boys! Ok, cu hârtia, aici, în burtă! Da, bine! La ce râde baba Bornița, boys? Baba Bornița râde, nu cred! What the heck, cred în uăci! Oh! Dai pomul, dai! Baaa, nu te dau fuste, boys! Ok, boys, hai să mergem să vedem ce prank-uri îi facem astăzi la Profa Bolunda de Mate cu cap de ceapă. Nu vine să cred! E momentul, boys! Hai să-i dăm drumul. Ce se întâmplă? Nu mai se încarcă jocul. What? Uite-o! Uite-o! Nu cred! Ce fuge profa, ce transpiră! Și ce nas de ceară are, boys! Ia câte ce cioc are profa! Fuge, Bolunda, fuge! Tică! Aaa, vrea să slăbească, să intre în roche! Cred că e imposibil, doamna profesoară, nu mai face speranțe! Uite ce fuge, Bolunda! Intervenția fatală! Alertă de cap de ceapă, boys! Dacă vă place profesoara Bolunda, nu uitați să dați un de like și subscribe să intrați în Uga Buga Army! Hai să ne întoarcem la prank-ul ăsta, Bolunda, la farsa Bolunda, la profesoara cu cioc de cioară! Ok! Hai să revenim, boys! Hai să... Bă! No! Ce e asta, boys? Ok, închidem aici! Bun, hai să vedem... Ok, trebuie să-i stricăm banda de alergat. Bă, e prea tare, pică în cap, doamna profesoară. Ok. Hai să vedem cum reușim să-i stricăm banda de alergat. Aici așa, deci, fii atent. Aici avem un dispozitiv, văd că cred că ne trebuie poate, boys. Nu mă uit pe net, de obicei, doar când sunt prank-urile grele trebuie să... Ce facem, mă, zburăm? What? Bă, noi zburăm, boys, ce se întâmplă? Ok. De obicei nu mă-i pe net, pentru că nu vreau să trișez, dar da, mă gândeam că avem nevoie de un screwdriver sau poate și-o din asta, dar unde găsim noi o șurubelniță sau screwdriver în engleză, boys? Ăla se numește screwdriver, dar hai să vedem aici, boys. Ok. Bun, merem. Bă, poate aici afară, de obicei le ține doamna profesoară afară, literalmente e o puturoasă, nu face nimic cu ele. Și le ține afară, da, da, putem să te aici la cătu. Oh, nu putem, bă, putem să te la cătu cu ăsta, mă. Ok, nu contează, boys. Oh! Oh! Grăsana de profesoară cu cap de ceapă e aici! Taci odată, baborniță! Uite ce fuge capul de ceapă, nu știe unde să fugă! Vrei să mă prinzi? Hai da, baborniță, prinde-mă! Baborniță! Baborniță în acțiune! Prinde copilul! Hai da! Super baborniță! Ok! Hai da, Bolunda, prinde-mă! Hai că fugi, acum slăbești! Slăbește, Bolunda, hai da! Mere și la următorul geam! Însaci tu! Cap de ceapă, unde merg, bă? Opa! O ești afară de bucătărie, boys! Bă, Bolunda, unde mergi tu? Ia ce fuge! Unde fugi tu, Bolunda? Hai da, hai da! Oi, că vine! Nu! Prinde-mă! Nu poți! Ok! Ai, am ajutat-o puțin, bă, profesoară, să slăbească, că totuși, bă, asta vrea să slăbească, nu? Ok! Hai să vedem! Săriți-l, nu! E băgat în copac! Ioi, Bolunda, că vine! Intră casă pe jam! Boys, cred că m-am pierdut! Încă fuge! Hai, mă, cum m-am pierdut, boys? Ok, ne-am distrat puțin cu profesoara. Habar n-am ce se întâmplă, boys, dar...
hai să intrăm aici în camera de sculptură. Poate dăm păstă șurben. Okay, am găsit ceva din asta roșu. Poate la fel ca și asta care l-avem noi. Poate în camera de tortură sau un beci. Până atunci, boys, habar n-am unde se poate ascunde o șurubeliță în casa profesoarei. Dar da, bă, ne-am distrat de smuchia de parcă am făcut noi prank-ul. Deci cui pasă și dacă pierdem. Opa, ia ce aici, un manual. Stai să ne dăm seama de că, deci speed down, stop, speed up, start. Aoleu, trebuie să învățăm să folosim ăsta ca să îl sabotăm. Ok, cred că o să fie mai greu prank-ul ăsta decât credeam, boys, dar nu contează. Ne descurcăm. Unde e șorobelnița? Alo, doar nu-ți băgat o în bucă. Nu! De ce m-am gândit la nu! Profesoară Bolunda! Unde ai pus șurubelnița tu? Unde ai șurubelnița, ai țăru? Ok, căutăm în dulapuri la ea. Hai de capul meu. Caut acum fiecare dulap din casa profesoarei Bolunde să vezi unde îi furculița. Ei, furculița, da, lingura. Ok. Ce lingura, mă, șurubelnița? Unde e tu, Bolunda? În beci, în beci. Dacă nu e în beci, boys, ne dăm bătut și cred că ne uităm pe net. Unde altundeva poți să ascunde o șurubelniță, boys? Ok, pe aici. Să vedem în cufăr. Cred că văd. Yes! Aici, boys! Ok. Hai să mergem la treadmill. Nu cred. Doamna profesoare! Parcă voi ați slăbit. Nu mai băgați sub mustață. Deci ea să preface, nu gătește nimica, dar nu contează. Ea făcea acolo la răga, să preface că face mâncare, boys. Da, ok, hai să deschidem ăsta. Frumos. Aoleu, boys. Fai de capul meu. Deci stați așa, trebuie să tăiem ăsta. Bun, speed down, speed up. Lăsăm numai... Mamă, dați daltonist! Ce-i asta? Nu vă bine culorile! Ok, lăsăm numai startul și speed up, boys. Cred că tăiem verde și roșu. Ok, tăiem verde și roșu. Hai să vedem. Ăsta era, ăsta. Ok, nu știu ce s-a întâmplat, boys, dar... ajutor. Ce s-a întâmplat? What? Deci, boys, nu vine să cred, am... Ia ce da, profa din buca, mă, ce se întâmplă, mă? Am luat literalmente toate uneltele care mi-e trebuia și dintr-o dată începe profa să bolunzească, să-i dea pe dans. Deci n-are rost, boys. Hai să mergem repede aici să vedem dacă ne descurcăm, boys. Deci eu am zis că trebuie să tăiem ăla roșu și verde, boys. Așa că hai să deschidem ăsta frumos aici. Băgăm șurubelnița. Da, o ține doar acolo și ioi. Vă vine să credeți că profa chiar arăta așa? Eu cred că știți ce e asta, boys. Cred că e Photoshop. Și-o pus capul ei pe laptop. Eu nu cred pe măborniță. Dar până atunci tăiem roșu. Frumos. Ui, s-a dus unul dintre ele. Și acum luăm al doilea și tăiem verde. Dar... Ok, mere bine, totul e ok, nu? Totul e ok, baborniță. Vine baborniță, boys. Ok. Ne uităm de aici, de pe geamul ăsta aici așa. Ia că tu. Să pune baba. Fugi, baba. Ia, merge ce mai repede. Optica, baba. Optica de pe trolebus. Ei, de pe trolebus. De pe treadmill. Săraca, alo? Ce face? Să uită. O amețe. Ce făcea? Să uită. Bă, what? Deci n-are rost, boys. Boys, începe. Îi aud pașii de babă Bolunda. Unde e babornița? Am auzit pisica ce se întâmplă. Opa, boys. What? I-o dat un șut în cur la mâță. I have an idea. Ce care o idee? Cheese face poză cu tortul. Iubirea mea, ci că iubire, ce faci? Fac ceva foarte ciocolatos. What? Ce face profa asta, Bolunda? Face tot. Nu, reclamă. No. X. Să nu vede reclama. What?
Și că ieși afară din casa mea. I have an idea. Cheese. What? Oh, stupid little Francis won't even remember that he was the one who actually made this tart. Ce vorbește bolunda asta, bă, de babă? O scos afară mâța din casă. Hai să vedem dacă pisica e bine, boys. Deci îi faci un tort la Francis, la iubitul ei. Dacă nu știați, profa de mate are un iubit și da, nu prea vreau să văd ce face cu iubitul ăla, boys, dar hai să vedem unde e pisica, boys. Unde a făcut pisica? Ok, boys, ce fost de chestia? Ne trebuie scociu, ok. Ce face, mă, profa s-a spală pe cap, își smulge părul din cap. Iar își pune mâna pe părul de ceapă, ce se întâmplă? Da, am călcat în capcană, boys, nu contează. Unde-i tortul la bolunde? Adă tortul în coace, tu, bolunde! Ok, pe aici atunci. Eu pregătit cina romantică la Francis. Nu se poate. Cred că nu vreau să iau ăsta, boys. Cred că l-am luat din greșeală. Nu, am luat balonul. Inima. Ok, hai să găsim și noi scociu. Să-i stricăm toate planurile la babornița asta cu cap de ceapă. Cred că scociu s-ar ascunde sus în camera ei de arte, pentru că profa, da, mai face și unele chestii. Bolunde, hai să vedem aici. Aici așa, boys, la Sculpture Room poate găsim scociu. Să vedem ce se întâmplă aici. Alo, aici e scociul, doamna babornița? Nu e aici. What? Nu e aici? Boys, unde ascunde baba asta scociu, bolunde? Nu se poate. Ce scrie aici, boys? Play? Joacă? Da, exact asta pe acum mă joc. Na, bine. S-a pus pe carafea la o cană de ceiuț. Boys, zice, arată la pipi. Ok, nu contează. Să uită. Să uită. Oh, scociu! Bine, boys! Am găsit scociu, bolun. Și ce facem cu scociu noi? What? Ok, hai să mergem la tort, să vedem dacă putem să facem ceva cu scociul ăsta. Dacă nu, boys, îi punem șampon în tort. Ce, doamne, să-i și punem? Uite-ne pe noi, nu-i fain? Ok, 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 boys, pe aici nu cred că e nimic de luptat. Cică gătește, cică e cel mai bun bucătar de lume. Ok, spuneți-mi sincer, boys, ați vrea să mâncați mâncare de la babornița asta de prof? Să băgați pe sub musteață mâncarea bolunde. Alo? Bună? Ui! Ui, aici babornița, boys! Nu. Oh, no. Hai să așteptăm să plece, boys, să vedem unde merge. Ok. O plecat de bucătărie. Ne trebuie cremă! Bă! Fiți atenți că ne trebuie crema din frigider! What? Sigur atât în frigider crema asta? Ce? Uite-o! Bă, stai puțin, mai avem ceva de aici de lutat? Stai puțin, make... What? Ce e asta? Cireșe? Bă, boys, am o idee. Cred că trebuie... Fiți atenți aici. Îi facem un tort și în tortul ăla îi punem un balon. Și când vrea să taie din tort, îi pușcă tot balonul pe față, boys. Și sare toată crema pe ochi. Fiți atenți aici, punem balonul. Punem aici crema, să arate ca un tort. Da, ok, nu cred că doar crema aia, ok. Nu cred că funcționează așa, dar nu contează, boys, e jocul bolund. Îi punem și astea păstă și... Fură asta! Vine bolunda! Vine, arată ca ăla, boys. Bă, cred că arată exact ca și ăla, așa-i? Ok. Ok, hai să mergem de aici. Deci i-am pus balonul și acum când o să taie în el, o să puște tot pe fața lui Francis, boys. Pe iubitul lui doamna profesoară. Ui, boys. Nu se poate așa ceva. Dacă vine, e în bucătărie baba. Unde e? Hai să vedem pe aici, boys. Repede. E pe aici undeva, boys. Dade mă prinde, bă. Deci Dade mă prinde. Babornițe! Are mâța în spate, boys! M-a văzut! Bă, babornița, cum ai văzut de acolo, mă? Efectiv, s-o întors cu spatele, boys! Ce e asta? Are mâța la ceafă, babornița! Ce are? Sau are nasul ăla mare îndoit? Miroase prea bine cu nasul ăla gigantic! Are nas de babă clonță! Îndoit! Ok, boys, hai să vedem ce se întâmplă!
E momentul, boys. Oh, uite Francis aici. Wow, ce delicios. That's what? That's what a proșcat cu tort. Opa, pune vina pe Francis. No, boys. Ok, bă, ăsta a fost mai fain decât celelalte, deci... Hai la următorul prank bolund, că ăsta a fost aparent prea scump. Prank Stars!